Astăzi cum este 27 decembrie și este ziua mea și cred că am făcut deja 100.000 de, de abonați. Dacă încă nu i-am făcut, aveți butonul la roșu de subscribe, apăsați-l ca să-i facem până la finalul anului. Trebuie să facem colecția mea de Adidas pentru că nu am mai făcut-o de 2 ani de zile. Ultima oară când am făcut colecția mea de Adidas era 2020. Ei bine, astăzi o să vă prezint colecția mea de Adidas și toate perechile astea de aici. Și o să vedeți până la final cât costă toată colecția mea de Adidas pentru că avem aici o grămadă de perechi de Adidas care au mai venit din 2020. Multe dintre ele deja vi le-am prezentat, dar până să începem să vă arăt toate perechile de Adidas, vreau să vă zic că Octa o să pună pe ecran prețul perechilor, iar la final o să facem un total și o să vedem exact cât este toată colecția mea de Adidas. Așa că nu o să vă zic eu exact cât costă, la unele mai știu eu așa în mare, dar nu știu perfect, perfect. Așa că haideți să începem cu perechile astea de aici de Dunk de Hai. Avem perechea de Dunk Siracruze, care este o pereche destul de interesantă, zic eu. Este o pereche care s-a lansat anul trecut, cred că perechea asta sau anul ăsta, ceva de genul ăsta. E o pereche de Dunk Hai destul de interesantă. Jos aici avem o pereche de tot la fel Dunk Hai Dark Sulfur. Ei bine, perechea asta din ce știu eu nu este lansată. Bă, am văzut foarte, foarte multe chestii despre ea, că trebuia lansată, nu s-a lansat. Noi am avut-o lansată în România. Nu știu ce s-a întâmplat cu perechea asta, și asta e undeva pe la vreo 300 de euro în momentul de față. Ba, arată și foarte bine. Mai jos avem aici o pereche de Dunk Game Royal. Game Royal au denumit-o ei, dar din punctul meu de vedere e clar o pereche de kentucky -uri. De desubt o pereche de Dunk Panda. Perechea asta arată foarte, foarte bine în toate outfiturile ei, la fel ca perechea normală de Panda urnaiba, pe care o știți foarte, foarte bine, se lansează bă, peste tot efectiv. Iar aici jos avem două perechi, să zic așa, un pic mai eșuate din punct de vedere al riselului, dar mie unul cel puțin asta mi-a plăcut foarte mult. Dacă perechea asta de raset, dar raset sau ceva de genul ăsta se numește aceasta, asta e perechea de dunk fragment Hai, destul de interesantă. Mi-a plăcut sincer, îmi plac foarte mult detaliile astea de pe ea. Îmi place foarte mult că scrie aici codul perechii și când a fost lansată perechea. Bă, foarte tare detaliile de pe perechea asta, păcat că n-a ajuns la un risel cum e perechea aia de retro 1 cu fragmentul, la fel cu ștanța asta de fragment aici. Mai avem aici o nebunie de pereche. Perechea asta pe care i am dat 500 de lei, o pereche de Air Force One White, în măsura 10 copil, cred că sunt, da? 10 copil. Asta cred că undeva pe la vreo 250-300 de euro nebunia asta. Și hai să trecem aici. Unde avem perechea de Travis Scott Air Force One. Perechea asta care a fost, cred că, ultima pereche de Air Force One cu Travis. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Perechea de Coast. Bă, destul de interesantă perechea asta. E una dintre cele mai tari perechi de Dunk Low Meat din punct de vedere al materialelor. Îmi place foarte mult că e sale-ul ăsta pe aici. Și bă, perechea asta e foarte, foarte scumpă. Pe când perechea de UNC, care e bă, identică, doar că nu are sail-ul e alb. Și albastru ăsta e un pic altfel. Și scrisul de aici, de la spate, nu e auriu, e alb, pe perechea de UNC. Și ai undeva la vreo de euro și asta e undeva la 350, poate 400. O să pun octa prețurile pe ecran, nu mă înjurați dacă nu le știu perfect. Mai departe avem perechea asta de Deep Purple sau ceva de genul ăsta sau Royal Purple, nu mai știu exact cum se numea perechea asta. Pe asta am luat totul la fel de la Trutu Sol, acum când am fost la de am făcut sneaker shopping-ul ăla, când am făcut primul tur al Europei. Când o să vedeți voi vlogul ăsta, sunt șanse că eu să fiu plecat în Europa să fac revelionul în Amsterdam, încă nu știu exact. Da, la fel ca atunci am plecat până în Amsterdam și atunci cu mașina ca să și v-au foarte mult vlogurile alea. Mai departe avem aici o pereche, nu e așa de wow, e o pereche din aceea cu materiale reciclabile, copiele, bă, foarte proasta. Hai să trecem la următoarea, care e una dintre perechile mele favorite de Dunglow după aceasta. Avem perechea asta de Phantom Dust, din ce știu eu că se numește, undeva pe la vreo 250-300 de euro perechea asta. Arată destul de bine, e o pereche mega clean, vine bine într-o grămadă de outfituri și e la fel ca o pereche din asta de aici. Cum e perechea asta de Jordan 1, aproape identică ca și calorii gri, asta e un pic mai închis decât acesta, dar perechile în culorile astea văd că s-au dus skyrocketing, nu înțeleg de ce. Ia, vedeți aici perechea de Dunglow Panda, o știți foarte bine, 10 milioane, cam 200 de euro complet perechea asta în momentul de față. Se vinde la noi, bă, ca pâinea caldă, efectiv. Imaginați-vă că au venit la noi în România undeva la vreo 6-700 de perechi sau ras așa. Și cum sunt resellerii după perechile astea, bă, așa le au după perechile astea de Dunk Panda. Și atunci când a apărut prima oară s-a creat tot hype post, am zis, bă, asta e următoarea pereche de Air Force Și chiar așa e, o port o grămadă de lume, dar dancurile nu vin bă la fel de bine ca Air Force One, pentru că sunt mult mai mici așa, perechile de Air Force sunt mult mai chunky și din ce am văzut, uite cum am și o pereche asta de Nike fin picioare, din ce am observat, lumea începe să prefere mult mai mult perechile chunky. Hai să trecem la următoarea pereche care e o pereche destul de interesantă pe care eu am prins-o pe site celor de la Nike sau pe Luisa Via Roma. V-am mai zis eu acum câteva vloguri că pe Nike, dar cred că am prins-o pe Luisa Via Roma Retail. vă puțin cum e perechea asta de Rubber Dunk UNC. Perechea asta e cea lansată pe Europa, mai există încă două, una lansată pe Australia, Oceania, partea ilaltă Asia și una pe America. Aia pe America e cu verde și cu negru care arată și aia criminal, efectiv, băie, superbă perechea. Și acum trecem la SB Dunkurile cele mai scumpe din colecția mea. Mai avem și prin spate pe acolo niște perechi, dar aici sunt cam cele mai scumpe. Avem perechea de Bret Simpson Brad Simpson, ceva de genul ăsta, copilul. Taică s are altă pereche și asta e a copilului, din ce știu eu, pentru că perechea lui tai s e mult, mult mai scumpă, e enormă. Iar aici trecem la vedetele părții de SB Dunk de la mine din colecție și mi se pare că aici sunt o parte dintre vedetele lumii acesteia de Adidas, pentru că avem aici perechea de Strange Love, la care avem și un ieftin versus scump. Uitați-vă puțin la toate detaliile de pe perechea asta, undeva la 1000 de euro, 1100 de euro în măsura 44,5 cât o am eu. Ia vedeți cum e aici solo ăsta Perechea asta am primit-o într-un mystery box de la Trutusol, undeva prin 2021. Da, în 2022 am primit perechea asta într-un mystery box de la trutul Sol și uitați vă puțin la detalii. Uitați vă la tot și uitați vă cum e, bă, pe mine ăsta mă sparge cel mai rău din toată perechea și Icy Soul ăsta cu inimioarele care arată criminal, efectiv, nu știu de ce îmi place mie așa de mult. Haide să trecem la una dintre cele mai scumpe perechi de la mine din colecție, este perechea de Red Lobster. După ce s-au lansat Orange Lobster, ăștia perechea asta a ajuns cam la, pe la 3000, 3500 de euro, imaginați vă. Uitați vă puțin ce detalii pe perechea asta. E o pereche foarte, foarte veche, e o pereche din 2008, imaginați vă. Uitați vă puțin. Ce dies, bă. Uitați vă puțin. Perechea asta am primit un mystery box de 25.000 de euro de anul trecut de la mine de pe canal. Sincer, am fost așa de mândru de perechea asta de Adidas. N-am crezut că o să pun mâna pe ea niciodată. Băie, wow, și uitați vă obțin, e dies. e dies, efectiv. Hai să trecem aici la fratele de iarnă al perechii de Strange Love și mai exact Sean Cliver-urile, pentru că Sean Cliver, din ce știu eu, e ownerul magazinului Strange Love sau ceva de genul ăsta. Poate aberez eu perechea asta, am luat-o de Crăciun, fix când a apărut atunci, în 2021. Bă, toate detaliile, cum e și fulgul ăsta de nea, cum avem sușul ăsta auriu, cu detaliile astea argintii și interiorul ăsta de plus Plus insolul ăsta, uitați-vă cum arată, arată criminal tot insolul, băie, wow, wow, wow. Unul dintre cele mai bune deal pe care le-am făcut, am dat pe perechea asta 2700 de lei. Uitați-vă puțin, prima oară am prins perechea verde în măsura 38, dar i-am luat cancel de pe suprim, pentru că toată lumea și-a luat cancel, că au dat foarte multe perechi și după au dat o grămadă de cancel -uri. Efectiv, o pereche mai scumpă decât perechea asta de aici pe care o vedeți, perechea de pandauri. Este varianta scumpă aici din punctul meu de vedere. Asta e undeva pe la vreo 700 de euro, ceva de genul ăsta. Plus de asta, toată perechea are o piele foarte bună, Eligate skin ăsta, iar e foarte, foarte șmecher și detaliile astea urim plac foarte, foarte mult. Hai să trecem la următoarele perechi. Aici avem niște perechi de Dunk SB High. Avem perechea asta care a fost într un Easter pack, ceva de genul ăsta. A fost lansată de Paștele din 2020 această pereche. La fel cu o pereche de Trachitur. Mai am o pereche pe care o să o vă arăt mai spre final, că e în partea e de set. Și următoarea pereche este una dintre cele mai eșuate perechi pe care le am în colecția mea. Ia zi, Bocaj, nu? Bă, poate perechea asta la un moment dat o să o dau. Chiar cred că o să o ascund pe undeva prin București. E măsura 44,5. Da, 44,5. Poate o veni bine în vreun outfit. Cred că perechea asta e undeva la 100 de euro maxim. Da, maxim 100 de euro, dacă nu 75 de euro. Hai să trecem la perechile de retro 1 low. OG, avem câteva OG-uri, avem și niște normale și niște SB-uri acolo jos. Dar mai întâi să vorbim de perechile astea mini, care o să fie la un moment dat ale copilului meu. Avem aici o pereche de Jordan 1 tie-dye. Mai am perechea asta care, da, e horror. Nu știu de ce am luat-o, dar am avut eu nebunia asta mea colecționatul de Adidas de ăștia mici. Și încoam, adică o să mai vreau să mai iau o perechi de astea mici când se lansează, pentru că, bă, sunt, nu știu, mega drăgălaș și așa, nu știu, îmi plac foarte, foarte mult cum arată. Și hai să trecem aici, aici avem perechea de Retro 1 OG Travis Scott. Prima pereche, eu am dat 400 de euro pe perechea asta și cred că e acum undeva pe la 1500-1700 de euro. Detaliile de pe aia, mega, mega un point, bă, arată criminal efectiv. Oh, perechea de trevis Fragment care este chiar aici, o pereche destul de interesantă și asta tot la fel am dat super puțin pe perechea asta, cred că vreo 3000 de lei ceva de genul ăsta și cred că ea acum e 1000-1200 de euro, poate aberez eu, dar o să vedeți prețul pe ecran. Îmi place foarte mult că avem sale-ul ăsta aici pe sus. Bă, aveți și un review la perechea asta, dacă vreți, intrați și uitați-vă. Ia să vedem aici perechea de Starfish și asta cred că undeva pe la 150-200 de euro, dar maxim atât. E o pereche de Retro 1 OG care arată foarte bine, este varianta low din punctul meu de vedere a perechii de RSBB. Avem perechea de Neutral Grey aici, care e destul de interesantă, tot la fel o pereche de retro, 1 OG, iar de avem perechea asta care e tot un neutral grey, ceva de genul ăsta, doar că nu este OG, deci fiți atenți. Perechile de OG au partea asta din spate așa, iar perechile care nu sunt OG au partea asta și shape-ul la ele diferă foarte mult, uitați-vă la shape, da? Shape-ul de pe perechile de OG e mult mai tare, e la fel ca pe perechile de retro 1 high. Aici am o pereche de Hawaii-uri pe care am luat-o pec, cred că cu asta de Dark împreună de tot de la Matei, băiatul de la Ploiești. Ce mi-a plăcut în schimb la perechea asta e că dacă scot materialul ăsta de deasupra, florile astea, e bine, are niște iarbar artificială. Bă, se vede criminal, din ce am văzut și pe aici, e ceva portocaliu, un bandana portocaliu, ceva de genul ăsta. Următorul rând este plin de perechi de retro 1 high. Avem aici o pereche de silver tăura, Avem perechea de Travis Scott High OG. Mulțumesc mult George Tudor pentru perechea asta. Bă, bă, detaliile, pielea, tot de pe ea, efectiv. Și n-am știut de unde să cumpăr o pereche de asta 100% legi și am avut noroc cu George, un băiat de la Arad sau ceva, tot la fel Timișoara, zona aia. Mi-a dat perechea asta, știam că a prins o El pe BSTN sau pe Selfridges, ceva, sau Spring, nu mai știu exact. și Știam că e 100% și am Ok, o iau. Asta e perechea de University Blue pe care am prins-o, cred că pe numele meu sau am luat-o, nu mai știu dacă pe barter sau pe numele meu. Dar pielea de pe perechea asta pe mine m-a șocat când s-a lansat în 2021 pentru că, bă, pielea ca pe perechea asta, nu știu dacă o să mai vedem, e cam la nivel de RSBB sau chiar la nivel de bread această piele de pe perechea asta. Avem perechea de Hyper Royal chiar aici. Bam! După avem perechea de AJQ Chicago. Nu știu câți dintre voi știți de silueta asta de AJQ, este destul de interesantă este Air Jordan Knockout. Nu știu, îmi place. Și mai avem aici Shadow 2.0, pentru că Shadow 1.0, v-am zis, eram în Paris când s-au lansat și cu prost n-a luat nicio pereche, că de -aia a zis că nu o să crească și acum vreo 600 de euro, ăștia cred că sunt undeva pe la 200-250 de euro. Și ultima pereche din rândul ăsta, iar o pereche destul de scumpă, perechea de alialii mei, nu știu cât de multe perechi din astea sunt în România, este perechea de Silver Satin. Există trei perechi, avem și Royal Satinurile și avem și Bret Satinurile. Și trecem aici la perechile de Retro 4, unde avem, oh, dar stai, până la perechile de Retro 4 avem nebunia asta de pereche pe care am luat-o de Black Friday, 300 de lei am dat pe perechea asta de chete în sofa. Habar n-am, nu e nicio reclamă, uitați-vă puțin cum arată perechea. 300 de lei am dat redusă de la 130 de euro, am dat 70 de euro sau ceva de genul ăsta mi-a ajuns. Eu filmez asta fix în ajunul Crăciunului, iar eu am primit perechea asta pe 23 cozi înainte și am dat comanda pe cât a fost fix, da, fix atunci când a fost da Black Friday, eu americanez, gen ăla pe bune, nu ăla ca la noi. Perechea asta mi s-a părut că seamănă foarte mult cu asta și am n-am cum să nu iau, știi? Adică am zis că n-am cum să nu iau, mai ales la prețul ăsta. Aici avem perechea de retro 4 coz, aveți și un review pe perechea asta. Perechea asta e undeva pe la vreo 2500 spre 3000 de euro, detalii de pe aia sunt criminale. Perechea asta am cumpărat-o de la Trutusol înainte să am colaborarea cu Trutusol. Sincer, am prins mega deal, am dat 900 de euro pe perechea asta. Și de desubt avem perechea de Retro 4 o White. Uitați vă puțin la detalii de pe ea. Mulțumesc mult Sosu Kicks pentru perechea asta. Aveți și cod de reducere codul Georgescu pentru 50 de lei reducere. Toate detaliile cum e și soul ăsta și măsura mea perechea asta. Bă, n-am crezut niciodată că o să reușesc să pun mâna pe pereche de asta. Eu dintre cele mai tare perechi pe care le-am eu aici și pe care am pus mâna și, și mega preț pe ea din cauza băieților de la Sosu. Perechea de Retro 4 Noir, ia vedeți. Aici. Tare perechea asta, am primit-o și în Mystery box ăsta pe care l-am deschis acum de 50.000 de euro. Și asta e undeva la vreo 6-700 de euro. De de perechea de Black Cat, băi, un hype pe perechea asta, nu știu, dar eu mi-am luat-o, cred că o măsură cam mare. Eu e 11, 45 și cred că mi-e mare. 44 mi era mic, îmi trebuia 44 jumate, n-am reușit să pun mâna pe 44 jumate, am luat un 45. De de avem perechea de Retro 4 Bread. Și asta destul de interesantă, perechea asta a fost lansată în iarnă sau ceva de genul ăsta. Într-adevăr, e mega de băieții care poartă tecuri, știi ce zic? Adică o grămadă de băieți de ea care poartă tecur, poartă și perechea asta, dar bă, arată foarte, foarte bine și plus de asta pe pereche de bread. N-ai ce să zici. Cred că undeva la 300 de euro, ceva de genul ăsta, cât e? 300 de euro, nu? A mai crescut. Nu știu, v-am zis prețurile pe ecran, o să vi le pună opta. Ia să vedeți aici o pereche, bă, perechea asta e din 2014, din ce știu eu, da, e 2014. E o pereche de retro 1 la nei. Nu. Ikea mai bine zis, nu chiar Lidl, că Lidl mai are și roșu, știi? Ăștia Ikea. Arată foarte, foarte bine. Nu știu de ce mi-a plăcut mie foarte mult perechea asta, am dat pe ea vreo 6 de lei. am luat -o fără cutie, fără nimic. Dar e o pereche foarte veche, ea cred că nouă costă undeva pe la vreo 5-600 de euro, ceva de genul ăsta, nu știu exact. Dar uitați vă puțin cât de și mecheră e perechea asta și cum s-a menținut din 2014 până acum. Hai să trecem aici perechile de retro unumit ca să urcăm așa, ca să fie mai ușor. Avem o pereche de retro unumit. nici nu știu de ce am perechea asta aici, sincer. E destul de interesantă, dar bă, habar n-am de unde o am și de cât timp o am și stă acolo jos efectiv, adică perechea asta nu pleacă de acolo, nu. No. După avem perechea de volturi care, upa surprinzător pentru perechea asta de volturi, silver pe care vi le-am arătat și sus, și la fel undeva pe la vreo 200-250 de euro. Destul de tari, tot la fel o încercare de pereche de shadow, dar au făcut o silver. Sifom-urile tot la fel o pereche, bă, pe care m-am bucurat atât de tare că am prins-o, bă, Sif-urile astea chiar sunt mega, mega caterincă. E o pereche mega clean, alb arată foarte, foarte bine, adică nu aș fi văzut perechea asta cu un sale, eu care sunt obsedat de sale-ul ăla, știi? Dar acum să văd perechea asta așa mi se pare că arată foarte, foarte clean. Plus de asta și returile astea mi-au plăcut foarte, foarte mult și am dat retail pe ea. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Bam! Perechea de RSBB, care, bă, asta cred că era și 2020 la mine în colecție, am luat-o de undeva din Polonia, Da, 440 de euro, pe perechea asta e 44,5, dar pielea de pe ea e de nota 10, efectiv, tot. ne am mai purtat-o de foarte, foarte mult timp, deasupra perechea de Lucky Green, măsura 44, cred că și pasta tot de la trotusol am primit-o, ia vedeți aici, bam, 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 bam. Mi-a plăcut mult insolul ăsta, mi se pare tare, e la hata un insol de plută, mi s-a părut destul de interesantă perechea asta, am purtat-o, cred că o singură dată sau de vreo două ori, am purtat-o dată la Antol, cred că am mai purtat-o dată în Budapesta. am o poză cu ea, Air Max par aici, bă, nu am mai purtat de foarte, foarte mult timp. Cred că am purtat de două ori în viața asta, i-am cumpărat din Australia. Perechea asta e din Australia, am avut două perechi de genul. Perechile de University Blue, tot la fel, PS aici. Ei bine, am ajuns aici la niște perechi mai speciale din punctul meu de vedere. Avem aici perechea de Dunk High Game Royal, ceva de genul ăsta. Am prins-o la tiche, chiar pe numele meu, dar nu-i măsura mei 44,5 din păcate și asta e undeva la vreo 3 400 de euro. Perechea asta de Strawberry Milk sau ceva de genul ăsta. Perechea asta am luat-o pentru că mi se pare că seamănă mult cu asta de aici. Aici avem perechea de Vapor Waffle, botul lui Donald Duck, Donald Duck, în fine, uitați-vă aici cum e perechea asta de Iris Blue, ceva de genul ăsta. Am prins-o retail, am prins-o pe site-ul celor de la lui via Roma, cred că. Iar perechea asta tot la fel pe site lor de la lui Savia Roma Blazer Sakai, destul de interesantă, doar că am crezut că o să fie mai tare, nu știu, am perechea aia gri cu negru, por destul de des Hai și îmi place mai mult perechea de ready-made aici. După perechea de ready-made mai am aici singura mea pereche de retro 5, o am de pe Rep City, perechea asta, o pereche de what The, și asta cred că e 150 de euro. Aici perechea de Lost and Found, să aveți review la ea. După facem aici repede, în 30 de secunde vă arăt astea două rânduri, pentru că nu sunt cine știe ce pereche aici, perechea de Tim Red, perechea de Pine Green, o pereche tot la fel din asta de CMFT, nu știu, o pereche de Easter ceva de genul ăsta. Știu că asta e o pereche dedicată. Tu mai first coach, vedeți, nu aberez eu. Și asta e tot la fel, e perechea de miduri de la asta. Aici avem o pereche de Jordan 1 mid Syracuse, o pereche din aceasta de Adidas Superstar cu Bape. Aici avem o pereche de Glow Green, o pereche de Easy Slide perechea de Onyx Sur, perechea de Bone, perechea asta de Obsidian, nici nu mai știu cum se numește, ceva de genul ăsta. Perechea asta de Eric T, iar ultima de aici de jos perechea de ocru. Sper că m-am încadrat în cele 30 de secunde pentru astea două rânduri. Cred că 12 perechi v-am prezentat acum în 30 de secunde. După avem perechea de retro 1 taxi. Aveți review din ce știu eu pe perechea asta am făcut. Perechea de dang Siracruz de de la băieții de la Sosu Kix pe care am primit-o acum destul de tare. Perechea asta nu știu, îmi place foarte, foarte mult cum arată. După aici mai avem o pereche de Easy 350 de Blue sau ceva de genul ăsta. Cred că se numește am scos pentru că am pus-o la perechea aia de 2002 ori New Balance pentru că aveam un insol de plută și era oribil de purtat. Perechea de Jordan 1 top 3, bă. Stați-vă puțin pe perechea asta criminală, tot de la George Tudor și perechea asta aproape dies, cred că are o singură purtare sau ceva de genul ăsta. Perechea de Dark Mocha prinsă pe numele meu, bă, la un refel unde au fost 800 de oameni inscriși și eu am câștigat-o pe numele meu, măsura 44. Perechea asta de McDonald's, nu-i cine știe ce ăștia, vreo 200 de euro. electro 200 250 de euro, destul de interesante, plus de asta pielea îmi place foarte, foarte mult pe asta neagră și nebunia asta de aici de la călcâi. După avem perechea de Metallic Purple, pe care mi-am luat-o doar așa, ca să fie mai mult, nu știu de ce. Mi-a plăcut foarte mult cum arată movul așa chiar cred că o să încep să o porn. E o pereche nici foarte, foarte scumpă și arată foarte, foarte bine, e mega clean. Perechea de Retro 4 Sashiko. Ceasa e destul de scumpă, vreo 300-350 de euro din ce știu eu perechea asta de Sashiko, dar o să mă conecteze octa la edit pentru că o să pună prețurile pe ecran. E destul de interesant, am făcut și un review la perechea asta. E o pereche din aia cu materiale ceva reciclabile din oceane, nu știu exact cum e și asta e într-o la fel. Aici o pereche din aceea de care v-am arătat, o am și TD, o am și pasta PS. Retro 4-le uitați-vă puțin, bă, pe când nu era nimeni la PSG, nici Messi, nici Neymar, cred că și Perechea asta e destul de scumpă, știu că are și alber năbână pe aceasta, una dintre cele mai urâte perechi de Adidas pe care le-am eu, vreo 900 de lei, 1000 de lei maxim. Perechea de Halloween Eve, uitați-vă puțin cum arată, bă. Bă, perechea asta când am luat-o, eu am dat cred că vreo 16 milioane pe ea și acum e vreo 700-800 chiar spre 1000 de euro. E perechea de serbare de 75 de ani de la NBA, avem și nebunia asta aici cu un diamant. Cred că 75 de ani înseamnă jubileu de diamant sau ceva de genul ăsta. New Balance 550 Triple White, ăștia cred că sunt undeva pe la 100-150 de euro. Destul de interesant, mi se pare că perechile astea de 550 o să devină următoarele perechi de Air Force One, perechea de Easy 380 Mist Reflective chiar, iar mai jos avem perechea de Sean Waterspun, care n-avea cum să lipsească din colecția mea, pentru că îmi place foarte, foarte mult ce scoate Sean Waterspun în toate colaborările și asta e tot la fel o pereche făcută cu materiale reciclabile, se poate vedea și aici, pe midsole și pe outsole. sol. Bă, destul de interesantă, mi-au plăcut foarte mult bunile astea pe care le poți tăia dacă vrei să o porți altfel. Și hai trecem aici la perechile de Air Force One, avem perechea de Air Force One Off-White, pe care o știți foarte bine, toată lumea a fost mega, mega hype după ce am postat TikTok-ul la făcut a la 400.000 de, de vizualizări TikTok cu perechea asta, se vinde bă ca pâinea caldă, efectiv. Perechea asta de Air Force One Drake, uitați-vă bă, bă uitați cum e perechea asta. Love you forever, în loc de steluțe aici avem inimioare, avem nebuniile astea, bă, foarte tare perechea asta. Poate o să facem un review la ea, dar nu știu dacă mai e timp anul ăsta și dacă nu reușim să facem anul ăsta la anul, nu mai facem că trece prea mult timp. Perechile de Air Force One Triple White le știți foarte bine, perechea asta Bax Bani. Iar o pereche destul de interesantă, mi-a plăcut foarte mult și cred că e 175-200 de euro. Perechea asta nu știu de ce o mai am pentru că nu o niciodată. Perechea basic de Air Force One Triple White pentru că mereu mi-au o pereche pe care o țin dies și mai mi-au altele pe care să le port. Nu știu de ce mai am perechea asta, dar de fapt, da, știu de ce am perechea asta. Asta e perechea pe care Michael Jordan o purta înainte să facă colaborarea cu Nike și să creeze toți Jordani. Perechea asta de convers o purta Michael Jordan. Perechea de Pro Leather, destul de interesantă. Pielea de pe ei foarte, foarte bună. Avem piele și în interior pe aici, pe la partea de călcâi. E 44.000, cred că un pic mare perechea asta. N-am purtat niciodată, nu știu de ce mi-am luat așa ceva. Aici jos avem conversi cu com de garson pe lângă niște căblăraie. Ba, mai ține și căblăraie pe aici aici că trebuie. Și să trecem aici unde avem prima pereche de designer din colecția mea. anul s -a. am început și eu cu nebunile astea de designer, cum vedeți, am și în picioare perechea asta de Naked Wolfie. aici și o pereche de Off-White Out of Office de pe colecția de 2023, o pereche destul de interesantă, mi-a preocupă foarte mult și returile astea. Uitați-vă puțin cum se văd. Arată foarte, foarte bine și perechea asta. Nu te doare sufletul dacă o dorești. Aici tot la fel avem microfoane, tot echipamentul ținem în asta. Și aici mai avem imprimantele celor de la Canon în care am avut campania acum pe final de an și le văzut, le-am mega prezentat. Perechea de Retro 3 Cool Grey destul de interesantă și asta mi-a plăcut foarte mult detalii de pe și cum sunt materialele astea, cum e tot nu bucosta Suede, nu știu cum să-l numesc. Georgetown Retro 3 Purple, Georgetown-urile astea vreo 200-250 și astea la fel. Astea, în schimb, Laser Orange-urile vreo 300-350. O pereche de Lidl-uri, nu știu de ce o țin aici, ocupă spațiu leader 2.0. Și perechile de Vans Old School normale, pentru că de trebuie să am o pereche de Vans Old School normală. Și minunăția asta de aparat de la Supreme pe care am cumpărat-o și ghiciște. Mai vin prietenii pe la mine, se mai joacă, am dat vreo 1000, 1250 de lire pe aia, ceva de genul ăsta și taxe, va male, vai. Ei bine, aici trecem la cel mai înalt tur cu boxuri din acestea pentru că nu mai aveam unde să le mai pun și am făcut un turn din ăsta. Avem aici o pereche de ASIC Gelai 3. Cred că Gelai 3 sunt, da, Gelai 3 cu Ronin sau ceva de genul ăsta. Destul de interesantă perechea full suede pe sus. Dunk și urile le știi și pe astea foarte, foarte bine. Bă, foarte tare perechea asta. Și știu că au ajuns foarte, foarte multe în România. Perechea de Retro 4 UNC pe care tot la fel cred că am prins-o pe numele meu și la asta am perechea cu tag de America. Una dintre, de fapt cred că cea mai scumpă pereche din colecția mea, perechea de Nike Zitan, Easy Tan, Easy 1-urile cu Nike. Perechea asta e undeva la spre 5000 de euro. Uitați-vă puțin cum arată. O am în folie, dar s-a dus folia de râpă efectiv cât am luat-o, le-am arătat-o prietenilor și dați-vă cum e la bula asta. Bă, bula asta nu mai are mult și o să crape efectiv. Cea mai scumpă pereche din colecția mea, bă, arată criminal. Perechea de fearless care, bă, mă, ce murdare. Eu nu știam că e așa murdare. N-am mai spălat o de mult și nici n-am mai purtat o pentru că pasta de obicei o am în sneaker rotationul meu. Perechea de light grey, smoke light grey, ceva de genul ăsta, tot la fel o pereche care a fost într-un număr foarte mare în România. Racer blue pe care le-am le -am prins pe Nike, patent bredurile de la Trutu Sol și astea două, asta cred undeva spre 400, asta vreo 300. Strawberry cosurile, mamă, ce poveste tare. Am prins-o la un refel pe Snicker această pereche și eu am dat 100 de euro ca să mă scriu la acel refel și imagineați-vă că, că perechea asta atunci era undeva la 900-1000 de euro pentru că nu s-a mai lansat din cauza căpșunii care strănută că de -a. a fost pandemia. Retro 1, Mid Milan și ăștia cred că sunt 3, 4, 500 de euro, nu știu exact, o să vedeți pe ecran o pereche destul de interesantă și pe atunci era destul de scumpă și acum e și mai scumpă și aici jos nici nu vă mai arată. e ceva dezastru, nici nu știu ce naiba e aici, bam, nu știu de ce am așa ceva în colecție, sincer, nu știu de ce mai am și de ce îi țin acolo, dar da, poate la un moment dat perechea asta o să fie ascunsă undeva prin un oraș și o să o găsiți voi și o să o păstrați. Și am ajuns la raftul ăsta de aici unde avem numai perechi de retro 1, perechea de... Retro 1 Snake Skin e măsura 44,5 oftic foarte rău cu e măsura asta pentru că îmi place foarte mult perechea asta, bă, și mi-aș fi dorit să pot să o port, dar nu am cum. Perechea de Retro 1 Obsidian care Băie, wow, efectiv perechea asta e undeva la 6700 de euro în momentul de față, poate exagerez eu, dar v-am zis, vedeți prețurile pe ecran de la Octa. Pentru perechea asta am dat, cred undeva la 550 de euro și am primit perechea asta, o pereche de Crimson Tint și o pereche, încă o pereche de Jordan 1 asta prin 2019, da, mamă, în 2019 am luat perechea asta, perechea de Pine Green, măsura 44, uitați-vă puțin cât de frumoasă e perechea asta și cât de tare poate să fie toate detaliile de pe așa e destul de scumpă. Perechea de prototype pe care dacă o tai aici, o faci o pereche de lău, se vede destul de interesant, are și urmă ca să o tai, să o faci pereche de lău elei tu Chicago urile, bă, 350 de euro am dat pe perechea asta, cred că undeva spre 500 de euro în momentul de față, iar dacă îi dai cu acetonă, pe toată perechea, partea asta se face roșie, iar partea asta se face neagră. După avem perechea de polenuri, destul de interesantă și perechea de polenuri, e o pereche simplă, negru cu galben, dar e un galben mai altfel decât pe perechea de maize. Avem perechea aia de maize-uri care este o pereche de dunk high care are un galben mai interesant decât ăsta. Și ultima pereche de aici de jos, perechea de burgundii, care este perechea din pecol cu japanuri, pentru că avem fix partea asta de aici de la wings, care e așa, nu știu, e gri, nu știu cum să Zic. nu știu exact cum se i zic, doar că e într-o bulă și sușul ăsta așa gri metalic. Și după trecem aici la partea de sus și după trecem să filmez tot ce am eu aici, pentru că aici este sneaker rotation-ul meu, tot ce vedeți aici pe jos sunt Adidas și pe care îi port eu on my daily basis, să zic așa, bine, nu toți am perechi pe acolo pe care le-am mai purtat probabil de 2-3 ani. În fine, aici avem perechea Dermex One Master și asta e vreo 800 de euro, trachiturile Dunk SB, ăștia cred că s vreo 300 de euro, Air Force One, Sean Water, spun bă, perechea asta, când am filmat prima oară clipul cu colecția mea de Adidas, era cea mai scumpă pereche din colecția mea, e vreo 1000 și un pic, Următoarea pereche de acolo avem perechea de Easy Beluga Reflective, nu am perechea de V1, uri perechea aia normală care nu e Reflective. După avem perechea de Breduri care tot la fel e perechea după primul release pentru că la primul release am prins una de era 45 1 pe 3 și am vândut o Beluga V2 urile. Asta e prima mea pereche de Adidas hype pe care am prins o pe numele meu la un refel de Easy-uri. perechea asta, să zic așa, că am dat startul la tot hype-ul la mine, nu știu, așa pot să zic eu. După mai avem acolo o pereche de New Balance 550, destul de interesantă, cu black, cred că e vreo 110 euro. Perechea asta de market pe care v-am arătat-o și pe TikTok avem acolo o pungă în interiorul limbii. Perechea asta de Supreme Jewelry, bă, destul de interesantă perechea asta, mi-a plăcut foarte mult cum se vede partea asta de aici de la tău box Plus de asta avem și returile astea extra laces -uri. nici nu știu, am prins o retail pe asta, nu știu cât e acum. Și perechea de What the Pierrot, uitați-vă puțin câte materiale, băi, perechea asta are vreo 24 de pattern-uri pe aia, efectiv, bă. bă perechea asta e criminală. Bine, nu doar asta și cu asta e a des, bam, bam. Dar îmi place mai mult asta decât asta, nu știu, partea asta de la asta nu-mi place deloc. Asta îmi place pe toate părțile. Criminala aici nu-mi place zona asta. Hai să trecem aici și după trecem la Daily Rotation-ul meu. Avem perechea asta de Easy Slide care nu știu să vă zic sincer, cred că e clay sau ceva de genul ăsta, colorul ăsta. Mânu suprim, fla suprim, uh, <laughs> cazi imperiulianelor, aici sticker big up. Avem niște accesorii de la suprim și pe aici. După trecem la perechea asta in vino veritas, e o pereche de Diadora N9500, e o pereche care când seara-i și dimineața ai ceva, nu știu, ieșire cu băieții, nu știu. Era atunci când am văzut-o, când s-a lansat, mi s-a părut de interesant, am dat 300 de euro Aici avem o pereche cu Tiffany Coia, vedeți aici cum avem diamantul ăsta aici. Băie, tare pereche, adică culoarea asta o știți foarte bine de pe perechile de Tiffany Co de la Nike. În schimb, asta e o pereche de asics e destul de interesantă și mi se pare că are niște materiale foarte, foarte bune. Nu știu să vă zic sincer prețul ei de resell. Mai departe, perechea de Easy Slate, asta ultima lansată acum foarte mult s-au făcut De fapt, asta e ultima pereche pe care o să scrie Easy. Deoarece Adidas de acum o să lanseze perechi de easy dar fără denumirea Easy și fără nimic. Ce ține de Kanye? O să fie doar Adidas, pentru că da, s-au certat cu Kanye. Și acum hai să trecem la Daily Sneaker rotation meu, pentru că bănuiesc că așteptați și voi momentul ăsta. Prima oară avem aici o pereche de Dunk SB Medicom și asta o pereche destul de interesantă, pentru că are blana asta pe aici plus pielea de pe interior. Prima mea pereche de Retro 1, știți foarte, foarte bine perechea de Bretto. Uitați-vă cât de purtată e bă, perechea asta a trăit, nu știu ce să vă zic sincer. Cred că 7-8 festivaluri, după nu știu câte excursii, urcări pe munte, drumeții ieșirii în oraș are 5 ani de zile face perechea asta acum în 2023, dar perechea asta nu o să plece niciodată de aici, nu o să-i fac nimic, am și gravat-o cu Not For Sale, știți foarte bine oamenii care mă urmăriți de foarte, foarte mult timp că e gravată cu Not For Sale. Aici avem o pereche de Crimson Tint normală pe care am luat-o în pecu cu perechea de Obsidian, o pereche de Blazer Mid 7720 pentru că mi se pare că nu are cum să lipsească dintr-un Daily Sneaker Rotation, o pereche de Easy 500, bă, destul de interesantă perechea asta Black, nu mai știu cum se numește, avea un nume, nu mai știu, dar în fine, șobolanii, cum le-a zis toată lumea la ăștia, asta e perechea pe care eu o port, doar că acum mi-am luat o pereche nouă de la bază. O pereche de Hermex 90, destul de veche, șoxurile astea, bă, șoxurile astea sunt 300, 350 de euro în momentul de față, bă, nu e cea mai wow pereche, e comodă, dar e o pereche mai bătrână, mai evident pentru un deci și din punctul meu de vedere. Midurile astea cu purple, Air Force mele pe care le port, astea două perechi destul de interesante. Hai să vedem și aici, mai avem două perechi de miduri, tot la fel varianta ieftină din punctul meu de vedere la perechea de alialii mei, nu știu cât sunt astea, bă, tot v-am zis, o să le pun octa prețul pe ecran. Perechea mea de green tău care este o pereche de miduri pe care chiar am purtat-o și mi-a plăcut și aici perechea mea de Air Force One. Băi, perechea asta de miduri, prima oară am purtat-o înainte de pandemie, da? Asta e prima mea pereche de Air Force pe care am pus-o vreodată în picior. dați vă cum a ajuns, dar văd că încă se ține destul de bine după 3 ani, face 3 ani acum. Aici avem perechea de Retro 4 taupe pe Haze, destul de interesant, am purtat-o de câteva ori, dar mi-e un pic mică pentru că la Retro 4 mi-am dat seama că trebuie să-mi iau 05 de acum. Perechea asta de Asics Gel Light 3 Snow White sau Snow Green, ceva de nu Snow, ceva, nu știu nu știu exact cum se numește, dar destul de comodă perechea asta de gel la 3 o mai purtam înainte, înainte să mă duc la sală, când mergeam la sală, vrec sementurile și asta o pereche destul de veche, are mit solul ăsta vopsit, perechea asta de convers de aici care este cof spring, am ăsta, am asta removable și pot să pun o chestie, Erau o chestie cof spring, eu am comandat-o pentru că am crezut că o să primești și alea, dar nu le-am primit, perechea mea de Easy 700 Wave Runner, perechea de Royal-uri, dancurile mumii pe care de-abia mi le-am luat, am postat și o poză cu ele de Halloween, mi s-a părut tare să am și o pereche de genul în colecția mea, pentru că n-am nicio pereche de Halloween, iar pe perechea de blazer mid Sakai, bă, tare rău de tot. Deci perechea asta pentru mine e o pereche pe care chiar am purtat-o foarte, foarte mult și o pereche, bă, foarte tare. Cred că o să mai iau o pereche de asta să mai por pentru că asta nu mai are foarte multă viață. Uitați-vă puțin cum a ajuns. Perechea asta de Dunk High Maze. Avem acolo o perechea de SBB 3.0, destul de interesantă E o pereche pe care am prins-o. Nu mai știu exact, știu că am cumpărat-o, am dat 900 de lei pe ea. Am cumpărat-o de la cineva care a prins-o retail. Perechea de breduri, da, n-ai ce să zici. Adică bredurile sunt peste orice efectiv. Bă, bredurile ca piele, ca materiale, ca tot perechea asta e de nota 20, o pereche din 2016. Cea mai rută pereche de retro 1 pe care o am în colecția mea. După New York to Paris, urile perechea din Pecu cu LA to Chicago. Mai am aici perechea de retro 4, Travis Scott, bă, perechea asta am dat pe ea 325 de euro sau ceva de genul ăsta, e 1000 aproape acum. Fire redurile prima mea pereche de Jordan 3 pe care am pus mâna, destul de interesantă și asta, plus de asta, uitați-vă cât de purtată e. Mai am aici o pereche de Gucci, ceva SB, Bear 2, dar mi-a plăcut foarte mult cum arată, mi-a plăcut panelul de culori, că e așa, chiar e Gucci gen panel de culori. Și mai am aici o pereche de Vans pe care, bă, uitați-vă cum s-a pus praful. Perechea asta de Larry Edgar de Vans o să fie următoarea pereche pe care o să o ascund, vă promit. Primul care o găsește o păstrează într-un oraș sau în București, dar bănuiesc o să fie într-un oraș. Avem perechile astea de oții pe care le-am purtat și în clipul de Mystery Box. Asta e prima mea pereche de Adidas de designer pe care mi-am cumpărat-o. Bă, mi-a plăcut foarte, foarte mult și îmi place în continuare. Mi se pare mega comodă. Plus de asta voi o vedeți așa. Bă, da, voi știți cât de comodă e. Bă, de ce la nivel de pereche de alea cu bus sau pereche de pe 6000, adică mega, mega comode. Ultima mea pereche de Jordan 1 treviscot pe care am luat o perechea de Black am primit-o de la băieții de la Kicks.starter90 pe Instagram. O să facem și un review la această pereche. Sper că iese până de Revelion. Asta o să fie ultimul clip de pe 2022. Aveam acea pereche de Off-White Sponge pe care am luat-o de la Capodopera. Perechea asta mi-a plăcut foarte, foarte mult cum arată din punct de vedere al culorilor. Și plus de asta, perechea asta arată bă, foarte bine. A început să-mi placă foarte mult Off-White-ul pe partea de designer. Nu știu de ce. Mi se pare că scoate niște Adidas care se apropie mai mult de Nike decât celelalte branduri. Și Amir, eu am văzut că a început să mai scoate niște pereche care se apropie destul de mult. Ăștia și aia pe alb și cu negru bă, și -aia arată criminal, iar are Ian pe Și el mi-a luat de la capodopera măsura mea că purtăm la fel. Ce pot să-i face? Asta e. După, ia, vedeți aici, perechea de Off-White Out of Office, perechea asta cu verde, ăsta azmarald, așa, care arată foarte, foarte bine. I-am luat-o și lui Ryan pasta pentru că i-a plăcut și lui. Și perechea de Presto Off-White pentru că terminăm cu prima mea pereche de Adidas și asta este o pereche pe care am luat-o tot la fel de la Codrina Paraschive, 16 milioane, ceva de genul ăsta, cred că e acum vreo 800 de euro. Dar uitați-vă ce e Yellowing a făcut perechea asta, bă. Yellowing ăsta este mega, mega ciudat și cred că se mai ia, cred că dacă o duc la pergel Și acum înainte să vă prezint ultima mea pereche de Adidas, vreau să vă prezint cu ce sunt încălțat în picioare. Avem o pereche de Nike Dolfi pe care am luat-o de Black Friday, am dat 900 de lei pe ea și băi, o pereche mega mega comodă. Uitați-vă puțin cât de bine poate să arate. Poți să-i schimb nebunia asta, perechea asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Nu știu cum am descoperit brandul ăsta, mi-a apărut o reclamă pe Facebook sau ceva. N-am niciun deal cu ei sau ceva, chiar mi-aș dori să am un deal cu ei, e un brand de familie. Și da, și așa sunt bă criminale. Asta e o pereche de Nike Dulfi. Și pe lângă asta e o pereche mega comodă. Și să vă arăt prima mea pereche de Adidas și ca să terminăm acest clip. Terminăm clip cu prima mea pereche de Adidas și este această pereche de NMD XR1 OG Colorway, pe care am luat-o de undeva de prin Grecia, ceva de genul ăsta țin eu minte. Perechea asta este din 2016 sau 2015 nu mai știu exact. Prima mea pereche de Adidas uitați-vă puțin cum arată perechea asta a fost startul meu în lumea aceasta Adidasilor, sincer. Adică fără perechea asta nu mai eram astăzi unde sunt acum și să vă prezint tot ce v-am prezentat anul acesta. Băi, și cam asta a fost cu clipul colecția mea de Adidas. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat tot anul ăsta la mine. Avem 171 de perechi de Adidas și în momentul de față am avut 180 la un moment dat, am mai vândut din ele, am mai luat perechi. În fine, 171 de perechi de Adidas și în momentul de față în această cameră. Și băi, cam asta a fost cu clipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine. Asta a fost anul 2022. Asta este colecția mea de Adidas și care valorează 70.000 de, de euro, pentru că știu că ați așteptat momentul ăsta să aflați cât costă colecția mea în momentul de față. 70.000 de, de euro sunt toți adidas și din camera asta. Ne mai vedem la ultimul clip din anul ăsta unde facem review la perechea de Black Phantom și cam asta a fost, băi fraților, pentru penultima oară în acest an. Nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea, nu uitați dați follow pe Instagram la Georgescu, Ryan în spatele camerei și da, fraților, codul Georgescu pe site celor de la bas pentru 10% reducere și eu am fost Georgescu și o să ne vedem data viitoare când facem review-ul și după ne mai vedem de la anul. V-am și vă mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat anul ăsta pentru că a fost non one,